De ce e asta? E un aparat care se fac când a să cresc mare. Aha, schema? Hai da. Să faci o invenție. Dar broscuța și caut aici. Nu știu. Dar ce e? Că nu înțeleg. E a fi o piesă dintr-o mașină. Aha. Începem un nou daily vlog. Astăzi vom avea oaspeți și am făcut aici o șubă pentru că e zi de post, pâine cu maia, măsline vom avea, murături, urmează să vină cartofii prăjiți și părjoalele din năut. Și ketchup. Și Cecilia ne-a ajutat la aranjat masa, da? Și iată, ajutorul meu de nădejde, când tata nu e liber, e liber Antonella. Aici am prăjit cartofii. Așa îi lăsăm până vină oaspeții. Am făcut aici un chec. De fapt, soțul l-a făcut. Cu ce? Cu fructele din compot. Fructe din compot. Și aici... Joale din năut. Joalele din năut. Ziua de azi începem în bibliotecă, unde am decis să facem Custelian ordine în cărțile copiilor, iar eu probabil mai târziu voi aranja un pic și în cărțile noastre. Aici sunt pentru motor, aici. Acum, așa, aici. L-am... Da, aici, pentru copii, aici, și. L-a rugat pe Stelian să mute cărțile de aici, aici și apoi le vom sorta, vom vedea noi. După mărime, poate sau... Da. Și aici Liuța. Liuța mamii. Stelian, chiar dacă nu merge la grădiniță, oricum el face temele acasă, învață acasă cu mine. Și azi învățăm ce litere. Ce literă înveți? Ei, Stelian! Litera E. Un pic e supărat că l-am pus la lucru. Azi Cecilia la școală a făcut așa lucrare și cred că ciupercuțe vom face și noi acasă cu Stelian. Iar aici a venit comanda de la Elefant, Dopamina. Mai avem încă două cărți care trebuie să vină. Dar așteptăm. Ele vin pe rând. Noi am decis să sortăm cărțile copiilor după culoarea cotorului, da? O să vedem ce o să ne iasă. Vă place activitatea? Nu e activitatea. Cotor sur. E lucru ăsta, da? Cotor verde. Încetișor, încetișor, nu contează, închis, deschis. Asta e deschis. Și iată așa am aranjat cărțile copiilor în trei rafturi. Acolo vedem ce punem. Probabil o să stea pușculița. Ia să vedem. O, super o să fie. Așa e mult mai bine. Și restul bibliotecii cred că voi face deja mâine curățenie. Îmi place cum vin cărțile aranjate pe culori. Ce spui, Stelian, e bine? Da, îmi place. Salutare! Astăzi încă nu m-am salutat cu voi, dar am avut o zi mega plină și puiul este de om, îmi ocupă tot timpul. Acum am ieșit la plimbare. Și vreau să vă vorbesc despre acest sling care e minunat. Dacă sunteți în căutarea unui sistem de purtare, să știți că îl găsiți la Buy Buggy. Este foarte comod și foarte ușor de purtat în el copilul. Îmi place foarte mult să venim aici să ne plimbăm datorită acestui peisaj frumos. E extraordinar de frumos. A venit timpul
și acestor cărți. Sunt foarte, foarte multe, cred că vom mai da din ele. Voi face o selecție. Și acum trebuie să șterg aici rafturile și să le aranjez din nou. Acolo ale copiilor le-am aranjat zilele trecute. În sfârșit, după 3 ore, arată biblioteca noastră așa. Sus nu am mai pus cărți pentru că acolo ajung greu și am zis că nu, mai bine nu. Acolo literatura artistică, aici la fel, aici la fel. Acolo sunt cărțile religioase și acolo astea sunt partituri și agendele noastre, iar aici cărțile copiilor și aici cele din colecția Adevărul și aici la fel. Iată așa arată. Îmi place rezultatul. Și aici am, iată, cărțile astea le voi vinde probabil sau le voi dona, văd. Iar astea sunt cărțile din care citim rugăciuni. Azi la amiază am ieșit la plimbare cu Lia și cu Stelian și am început să vă povestesc despre sling, dar nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. Spuneam că este o achiziție foarte bună pe care recomand să o faceți și voi dacă aveți bebeluș. Și venind acasă am adormit-o pe Lia, am mâncat cu copiii. Și am început să fac curățenie aici în bibliotecă. Am zis să mai schimb așa un pic ordinea cărților și câteva dintre ele le-am pus deoparte să le dau, să le vând, să le... Nu știu ce voi face cu ele, vedem. În altă ordine de idei, la noi e totul bine. Mai avem zile în care Lia vrea în brațe toată ziua, dar, per general, e totul bine. Noaptea dormim, dimineața reușesc să lucrez un pic, iar ziua mai fac câte ceva prin casă, mai spăl haine, zilnic spăl haine și asta e. Am făcut curățenie în bibliotecă și am găsit mapele cu lucruri făcute de ei. Ia să văd asta. Foarte frumos asta. Asta ce? Foarte, foarte frumos. Și aici Leuța plânge. Plânge, plânge, plânge. Astea sunt felicitările noastre. Și aici toate făcute de voi. Ce facem la o bucată de noapte? Plăcinte cu dovleac. Dacă e sâmbătă, înseamnă că facem zeamă. Am pregătit aici morcov, roșii, cartofi, ceapă și ardei. Iar aici vreau să fac o omletă cu legume și parizer. Și un pic de smântână. Aici fierbe carnea. Cărniță de puișor de la mama. Iar aici am pregătit legumele pentru zeamă. Și aici legumele pentru omletă. Ce-am făcut? Cartea mea cu activități în copie de la Cătălin de la școală. Te-ai inspirat. Foarte frumos. Ce este mea? Nimic. Vreau să te întreb ceva, dar nu când femeie. Ok. Aici am pus legumele. Le voi căli. Apoi voi pune deasupra peste ele ou cu smântână. Deci mâncarea e gata. Am aici legume cu ou și smântână. Vroiam să fac omletă, dar prea puține ou mi-au rămas pentru că copiii au cerut ouă prăjite. Dar tu și mănânci și lucrezi sau cum? Poftă bună! Mulțumim! Zămușoara noastră e aproape gata. Urmează să-i mai pun verdeață și niami, 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 niami. În sfârșit, după ce toată ziua nu m-am așezat, acum m-am culcat un pic și
o hrănesc pe Lia, mă odihnesc, îmi odihnesc spatele, căci toată ziua am stat cu ea în brațe. Ce am reușit să fac a fost doar o zeamă și mie ceva de mâncare și copiilor. Am spălat și înșirat haine, le-am strâns, le-am pus la locul lor și atât. În rest, toată ziua numai cu Lia în brațe. Se pare că trece printr-un pusiu de creștere, ceea ce o face să fie mai capricioasă, să aibă dureri, dar știu că o să treacă și chiar și așa cu ea e mult mai ușor decât la primii doi copii. Orică eu am mai multă experiență sau privesc lucrurile altfel, dar e mai ușor. Și aici încheiem în ziua de astăzi. Ne reauzim mâine. Mâine iarăși sunt toată ziua cu copiii singuri acasă. Dar măcar e duminică și nu voi face nimic decât poate niște activități cu copiii și poate ne uităm la filme sau vedem noi. Vă salut pe ziua de azi. Azi e duminică și am ieșit la plimbare. Pentru prima dată am ieșit singură cu toți trei copii. Salut! 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 Vă place cu mama la plimbare? Da! Da, da, dacă mama v-a dat voie să cumpărați de la magazin bomboniele. Noi nu voiam să cumpărăm bomboni. Ne vroiam cât un ciupăciur de 2 lei, dar nu era, așa că am cumpărat. Uneori se poate. De mâncat și mai nesănătos. Trebuie doar să nu întrecem măsura. Asta e un pic nesănătos, dar este cu mentul. Da. Noi ne plimbăm. Afară e soare, e bine, doar un pic bate vântul, Liuța aici doarme. Apoi vom merge acasă. Îmi dau seama că vlogurile mele nu mai sunt atât de interesante, pentru că mai mult stăm prin casă, mai mult sunt despre copii și despre mâncare. Dar promit, odată cu creșterea copiilor, să încep și eu a ieși în lume și să vă arăt lucruri mai interesante, mai diverse. Până când acceptați așa cum este, oricum mă bucur că aici pe canal s-au adunat membrii noi, urmăritori noi. Și dacă nu mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, vă invit și acolo. Mă găsiți, sunt Mama Blog sau Ana Casian Musteață. Acolo vin cu postări diverse, interesante, cu sfaturi. De ce filmez? Pentru că îmi place să fac asta. Îmi place să împart cu voi momentele frumoase din viața mea sau mai puțin frumoase. Vedeți că ceea ce vă arăt nu e nimic ieșit din comun. E viața noastră reală, viața pe care o trăiește fiecare dintre noi. Și pe această notă cred că încheiem vlogul de astăzi, pentru că urmează să mergem acasă și nu vom mai face nimic interesant. Cred că vom viziona filme pe Netflix. Apropo, au apărut deja filmele de Crăciun și noi mama, le urmărim. Mama, filme pentru copii? Sunt și pentru copii și pentru maturi. Copii. Da. Și pentru maturi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne revedem săptămâna viitoare.